Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Noi detalii în cazul avionului reținut ieri pe un câmp din apropierea localității Hlinaia Mică, raionul Iedineț. 4 persoane au fost reținute, iar 2 au reușit să fugă și sunt anunțate în căutare. Oamenii legii au inițiat un dosar penal în acest sens. Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova circa 745 de milioane de lei, ajutor nerambursabil. Banii vor ajunge în curând în bugetul de stat. Pentru ce vor fi cheltuiți, vă spunem imediat la știri. Problema traficului dificil din capitală, generată de ambuteiaje, a fost discutată de autoritățile locale și cele centrale. Care sunt soluțiile propuse și când am putea scăpa de ambuteiaje, vă spunem în curând. Ghinion pentru un șofer din Chișinău. Mașina care a fost parcată în preajma unui șantier din centrul capitalei a fost făcută zob după ce un perete s-a prăbușit peste ea. Cum explică muncitorii acest incident, dar și ce spune proprietarul mașinii, aflați imediat la știri. În lupta cu atacurile lansate în adresa jurnaliștilor de la TV8, care își fac onest meseria, postul nostru de televiziune nu este singur. Astăzi și-a exprimat susținere și solidaritate ambasadorul Marii Britanii, care a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii TV8, dar și cu jurnalista Mariana Rață. Excelența sa, ambasadorul Stephen Fisher, și-a împărtășit îngrijorarea cu privire la atacurile publice asupra postului de televiziune, care în opinia sa au drept scop discreditarea echipei TV8. Comentând evenimentele recente, ambasadorul a declarat că de la înființarea sa, postul nostru de televiziune a dat dovadă de profesionalism, integritate și dedicare pentru știrile obiective și corecte. Conducerea TV8 mai afirmă, diplomatul a acționat rapid și eficient pentru a face față unei situații de criză care a implicat conflictul de interese din partea Nataliei Morari. În acest context, ambasadorul a profitat de ocazie și a reiterat sprijinul puternic al ambasadei Marii Britanii pentru toți jurnaliștii independenți din țară, inclusiv pentru cei de la TV8. Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova circa 745 milioane de lei ajutor nerambursabil. Anunțul a fost făcut de șefa statului Maia Sandu, care a precizat că suma face parte din planul de recuperare economică în valoare de 600 de milioane de euro, valabil pentru următorii 3 ani. Banii, a mai precizat președinta, vor ajunge în bugetul de stat pentru cele mai urgente necesități, inclusiv pentru combaterea COVID-19 și susținerea economică a întreprinderilor afectate de pandemie. Eliberarea sumei pentru Republica Moldova a fost aprobată săptămâna aceasta de Comisia Europeană. Caz ieșit din comun pe un șantier din capitală. O mașină a fost distrusă după ce un perete al fostului restaurant Sănătatea a căzut peste ea. Automobilul era parcat lângă șantier și, din fericire, proprietarul acestuia nu se afla în interior în momentul incidentului. Un trecător care se afla lângă automobil era cât pe ce să fie lovit de bucățele de beton, însă a reușit să se ferească la timp. Aceste imagini au fost surprinse de către unii martori și distribuite pe rețelele de socializare. Potrivit lor, în momentul incidentului, proprietara mașinii nu se afla în interior, iar un trecător care era în imediată apropiere de vehicul a reușit să se ferească la timp. Imediat după incident, muncitorii ar fi încercat să mușamalizeze cazul, astfel că automobilul avariat a fost luat cu o macara la scurt timp și mutat după gard. Чуть человека не убило. Мужчина стоял буквально вот возле зеленой машины, буквально, ну, на него падал, он успел проскочить. На ишит афара, кит масоку тримурат, лану айчела приметар. După câteva ore a fost găsită și proprietara automobilului. Aceasta nu a vrut să comenteze incidentul. Totuși, locatarii din zonă ne-au spus că femeia își parca zilnic mașina acolo. Domnilor, nu vreau să fac declarații. Zi bună. Au evitat să ne ofere detalii și polițiștii veniți să cerceteze cazul. Oamenii legii ne-au redirecționat la pretura de sector, iar pretorul ne-a sugerat să vorbim cu arhitectul șef al capitalei. Între timp, reprezentantul agentului economic care desfășoară lucrările pe acest șantier ne-a spus că valoarea daunelor urmează a fi estimată, iar ulterior se va ajunge la o înțelegere cu proprietara. Ține de automobil, cred că noi am scăsit o soluție amiabilă cu proprietarul la unitatea și de transport.
Incidentul de astăzi a scos la iveală și alte probleme legate de acest șantier. Prezent la fața locului, arhitectul șef al municipiului Igor Vrabie a declarat că autoritatea publică locală a eliberat acte permisive pentru reconstrucția imobilului, în timp ce astăzi s-a constatat că imobilul este complet demolat. În cazul respectiv urmează, vom sesiza agenția de supraveghere tehnică, care deja și ei sunt la fața locului. Ei urmează să constate și să atragă la răspundere persoanele vinovate. Lucrările de demolare îi supără și pe locatarii blocurilor din preajma șantierului. Aceștia se plâng că le-au fost afectați pereții, iar alții spun că de câteva luni de când au început lucrările, nu mai au parte de liniște și vibrează totul în casă, de parcă ar fi cu tremur. De doilea luni noi nici cu tremură, nici nu-i chip de stat, dar pereții la mine s-au crăpat tare. Să simți, înțelegeți, mai ales noi la primul etaj. Demolările vechiului restaurant Sănătate au început încă în luna iulie. Atunci, noii proprietari ai clădirii declarau că au toate actele necesare pentru a desfășura lucrări. Astfel, conform proiectului, în locul fostului restaurant Sănătate urmează a fi ridicat un centru comercial. Fostul deputat democrat Vlad Plahotniuc fugit din țară în urmă cu 2 ani, a rămas fără aproape 11 milioane de lei. Decizia a fost luată de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Instituția susține într-un comunicat de presă că acest lucru a fost posibil după ce milioanele care se aflau în conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone au fost transferate în folosul statului. Mijloacele bănești au fost sechestrate anterior, beneficiar efectiv fiind Vladimir Plahotniuc, menționează agenția. Avocatul fostului politician nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Potrivit Arbi, transferarea banilor în custodia statului va asigura conservarea valorii, precum și integritatea acestora, sporind transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești sustrase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Până în prezent, agenția a sechestrat bunuri în valoare de peste 3 miliarde de lei în delegațiile parvenite în cadrul dosarelor penale sub denumirea generică fraudă bancară. Procesul de recuperare a acestora va fi finalizat odată cu emiterea unor decizii de confiscare de către instanțele judecătorești. Carambol pe o stradă din capitală, 5 mașini s-au ciocnit violent după ce au derapat. În urma impactului nimeni nu a avut de suferit, însă automobilele au fost avariate, iar circulația rutieră paralizată. Conducătorii auto implicați în accident dau vina pe șoferul unui camion care transporta semințe de floarea soarelui. O parte din marfă s-a împrăștiat pe stradă, ceea ce a dus la alunecarea incontrolabilă a mașinilor. Accidentul s-a produs pe șoseaua Balcani. Conducătorii auto dau vina pe un camion care a mers în față și a împrăștiat pe traseu semințe de floarea soarelui. Atunci când au pus frâna, au derapat și s-au ciocnit în lanț. 3 dintre cele 5 mașini implicate în accident au fost aruncate de pe drum și au ajuns într-un șanț. Șoferii nu au avut de pătimit fizic și așteptau poliția ca să cerceteze cazul. Nu, eu am încercat să frânez și am văzut că nu se frânează și am luat volanul stânga și m-am lovit cu băiatul cu Toyota. A avut cineva diferit? A avut nimeni diferit și nimeni n-a avut viteză. Am fost toți la viteză mică, pur și simplu carosabilul, uitați-vă, plin floarea soarelui. Mie s-a oprit mașinile, aici m-a oprit și eu și băiet cu Skoda l-a logit pista și l-a zvârlit în mine. În cauza eu uitați-vă și pe drum. Ce? Răsărit. Sunt încercat dumneavoastră. La scurt timp a venit și un echipaj de pompieri pentru a spăla traseul. Însă, din cauza că semințele de floarea soarelui s-au lipit de carosabil, a fost nevoie de o auto specială de la autosalabritate. Din cauza accidentului, în zonă s-a circulat cu dificultate și s-au format ambuteiaje enorme. Cazul a fost înregistrat la poliție. Am încercat să aflăm dacă șoferul camionului care a împrăștiat semințele de floarea soarelui pe drum va fi căutat de poliție. Deocamdată nu am primit vreun răspuns. Procurorii au cerut astăzi mandate de arestare pe numele primarului de Trușeni, arhitectului șef și ex-șefului întreprinderii municipale a primăriei, vizați într-un dosar de corupție. Potrivit CNA, demersurile urmează a fi examinate de judecătoria Chișinău Sediul Ciocan. Agentul economic cercetat în dosar și-a recunoscut vina și a fost eliberat. Se arată în comunicatul de presă al CNA. Suspecții au intrat în vizor după ce au fost documentate mai multe cazuri când funcționarii primăriei ar fi pretins mită pentru eliberarea unor acte permisive
pentru legalizarea unui imobil. Sumele cerute variau între 500 și 1000 de euro, dar au fost documentate și cazuri în care au fost pretinse și bunuri materiale în schimbul eliberării unor acte permisive. Totodată, în cadrul investigațiilor și acțiunilor de urmărire penală, a fost documentată și tentativa de preluare abuzivă a unor proprietăți care aparțineau unei locuitoare în vârstă de 73 de ani a comunei Trușeni. Iar ofițerii CNI au desfășurat percheziții în birourile funcționarilor primăriei, inclusiv a primarului. Pe numele acestora au fost deschise dosare penale pentru corupere pasivă, activă și trafic de influență. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 10 ani de închisoare. Poliția de frontieră este în căutarea două persoane acuzate de implicare la presupusul caz de contrabandă cu țigări care au reușit să fugă. Oamenii legii nu au vrut să ofere detalii despre cine sunt aceștia, dar susțin că au fost date în căutare. Pe lângă dosarul penal intentat în legătură cu acest caz, conducerea Poliției de Frontieră a lansat și o anchetă de serviciu pentru a stabili dacă angajații instituției au furnizat informații suspecților. Deși aparatul de zbor a fost capturat, la bord nu au fost găsite țigări. Aeronava era goală pentru că ar fi descărcat între timp marfa în România, iar la Edineț se oprise ca să se alimenteze cu combustibil. Оружие. Оружие нет. Что тебе? Такарачины ножик. Patru cetățeni străini reținuți și un avion de mici dimensiuni folosit pentru transportarea țigărilor de contrabandă capturat sunt primele și singurele rezultate deocamdată cu care se poate lăuda Poliția de Frontieră. Cert este că în momentul reținerii în aparatul de zbor nu a fost găsit vreo țigară. O ipoteză este că marfa ar fi ajuns în România. Faptul că este, cred că, pentru prima dată în istoria țării ca o aeronavă să fie reținută și alte cazuri noi nu am avut pe parcursul ultimilor 30 de ani în acest sens, eu cred că despre asta trebuie să discutăm. Șeful de la frontieră a precizat că operațiunea a fost lansată în baza unor informații operative și a unui schimb de date cu omologii din Ucraina. Ultima informație a fost că o eventuală tentativă va avea loc în perioada 10-13 septembrie. În seara zilei de sâmbătă, la 21:58, a fost primită prima informație cu privire la survolarea neautorizată a frontierei de statul Republicii Moldova de către un aparat de zbor. Astfel, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, în urma unei operațiuni în comun cu autoritățile ucrainești, pe perimetrul frontierei de nord al țării a fost posibilă depistarea avionului de mici dimensiuni și reținerea echipajului acestuia în timp ce a autorizat pe o pistă improvizată din localitatea Hlinaia Mică pentru a alimenta aparatul de zbor. Trei bărbați, cetățeni ai Ucrainei și unul din Belarus cu vârstele cuprinse între 41 și 63 de ani au fost reținuți, iar alte două persoane au reușit să fugă de la fața locului. De asemenea, oamenii legii au depistat încă un cetățean al Ucrainei, care se cazase într-un hotel din orașul Edineț. Acesta, la fel, este suspectat de complicitate la acțiunea de contrabandă. Pe numele lor a fost pornită o cauză penală. Cei patru sunt reținuți pentru 72 de ore și au fost plasați în izolatorul de detenție a Inspectoratului de Poliție Briceni. În același timp, Vasiloi a anunțat că a pornit și o anchetă internă pentru a depista dacă polițiștii de frontieră au vreo implicare în acest caz. Pentru cei care sunt implicați în aceste scheme, un mesaj pe care îl repet și l-am spus întotdeauna. Locul vostru este lângă procuror. Aeronava a fost transportată pe teritoriul aeroportului Mărculești până la finalizarea cercetărilor, după care ar putea să fie dezasamblată. În legătură cu acest caz au reacționat și autoritățile din România. Astăzi, Sindicatul Europol din România a cerut intervenția Consiliului Superior de Apărare, după ce autoritățile de la noi au anunțat că un avion încărcat cu țigări de contrabandă ar fi intrat în spațiul aerian românesc, după care a revenit în Republica Moldova. Într-un mesaj postat pe Facebook, Sindicatul Polițiștilor Europeni explică faptul că polițiștii de frontieră nu au atribuții pentru a opri astfel de avioane, chiar dacă luptă împotriva contrabandei. Nu a început războiul și nici nu ne-au atacat rușii, ci este doar un avion de tip Antonov AN-2, burdușit cu aproximativ 100 baxuri de țigări, care ar fi survolat spațiul aerian românesc, unde a și descărcat marfa de contrabandă, așa cum susțin autoritățile moldovene, însă fără a furniza informații exacte.
În context, sindicatul Europol menționează că persoanele care fac contrabandă se folosesc de tot felul de șiretlicuri, pentru că aceste aeronave folosite să nu poată fi observate pe radare prin zbor, la înălțime joasă sub 100 de metri. Potrivit presei de peste Prut, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, aeronava a aterizat în județul Suceava pentru a lăsa aproximativ 100 de baxuri de țigări de contrabandă, după care a decolat și a zburat din nou prin spațiul aerian al României, intrând apoi în Republica Moldova, unde a fost prinsă pentru că a oprit pentru realimentare. Republica Moldova a înregistrat ieri un număr alarmant de cazuri noi de infecții cu COVID-19. Între timp, unii experți spun că numărul va fi și mai mare, iar autoritățile ar trebui să adopte noi măsuri restrictive urgent. Пожалуйста, никто ничего не делает. Ты что, люди добрые? Я сидела 2 года вот закрытая практически для чего? Reporterul TV8 a mers astăzi prin oraș să vadă cum sunt respectate măsurile de prevenire a infecției. Avem detalii la știri, rămâneți cu noi. Procurorul general se vrea în afara Consiliului Suprem de Securitate. Procuratura Generală a sesizat astăzi Curtea Constituțională și cere să fie verificate prevederile legale care au inclus Procurorul General în componența Consiliului Suprem de Securitate în calitate de membru de drept. Sesizarea vine după ce la ultima ședință a CSS, care s-a desfășurat pe data de 10 august, președintele Consiliului i-ar fi reproșat procurorului despre lipsa urmărilor penale a mai multor persoane, inclusiv reprezentanții actualei opoziții parlamentare, solicitându-i să raporteze despre mesul anchetii pe mai multe cauze penale care se află pe masa procurorilor. Într-un comunicat de presă, Procuratura Generală califică această abordare ca fiind inadmisibilă, întrucât ar afecta separarea puterilor în stat. De asemenea, instituția cere ca Procurorul General să fie membru din oficiu al CSS, făcând referire la legislația în vigoare. Carburanții s-au scumpit pentru a 10-a oară la rând, potrivit noilor prețuri plafon publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Un litru de benzină poate fi vândut cu cel mult 20 de lei și 92 de bani, pe când un litru de motorină costă 16 lei și 74 de bani. Pentru că prețurile sunt în continuă creștere, șefii agenției au fost chemați la Parlament și audiați la ședința Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Aceștia au declarat că scumpirile sunt cauzate de evoluțiile pe piața internațională. Noi, ca stat, dacă avem anumite inițiative, ar trebui să avem grijă de cetățeni, că ei să fie sigurați nu doar cu costul, că noi pentru asta ne-am adunat astăzi. Deputații s-au arătat deranjați de activitatea în RE în domeniul reglementării tarifelor la carburanți, de când a fost introdusă noua metodologie de stabilire a prețurilor plafon. De partea cealaltă, conducerea agenției, care a participat la audieri, a declarat că produsele petroliere se scumpesc din cauza situației ei de pe piața internațională, iar atunci când acestea se vor stabiliza și vor începe să scadă, și șoferii de la noi vor simți pozitiv acest lucru. Este acciza, care este invariabilă, stabilită anual de codul fiscal. Este TVA, invariabil, stabilit de codul fiscal. Și este marja comercială specifică, stabilită semestrial de ANRE. Această marjă trebuie să acopere toate cheltuielile pe care le are o companie. Karpov a mai precizat că sunt cazuri când companiile PECO admit cheltuieli ce pot fi evitate și care sunt incluse în formarea tarifelor. În context, șeful de la ANRE a declarat că agenția a redus marja comercială, anume pentru a spori eficiența companiilor. Comparativ cu România, la o stație, în România se deservesc de peste 3 ori mai multe autoturisme. Iar cheltuielile sunt aceleași, în mare parte. Stația trebuie deservită, salariile plătite, numărul de angajați cam același și așa mai departe. Deputatul socialist Petru Burduja a criticat instituția și a acuzat-o de ineficiență. Din răspunsul dumneavoastră, așa înțeleg că nu este necesar ca noi să mai controlăm încă o dată calitatea produselor importate, de simplu motiv că este eliberat certificat de calitate a agentului economic din spațiul Uniunii Europene și el este deja recunoscut automat și pe teritoriul Republicii Moldova, ca să nu creăm costuri suplimentare la... Corect, da? Da. Conform noilor prevederi legale votate în luna august, ANRE restabilește zilnic prețurile plafon la carburanții de bază.
În ultimele două săptămâni, prețul benzinei a crescut cu 85 de bani litrul, iar al motorinei cu aproape 50 de bani. Mâine benzina va costa cel mult 20 de lei și 92 de bani litrul, iar motorina 16 lei și 74 de bani, ceea ce înseamnă că s-au scumpit din nou. Traficul infernal din capitală și ambuteajele imense cu greu mai pot fi gestionate de oamenii legii. O recunosc cei de la Ministerul de Interne, care încearcă împreună cu autoritățile municipale să găsească soluții, iar în decurs de o lună să și le aplice. Aceștia iau în calcul crearea mai multor locuri de parcare, precum și reparația centurii de ocolire a orașului. Calvarul ambuteiajelor zilnice, prin care trec atât pietonii cât și șoferii, este creat în mare parte din cauza mașinilor parcate neregulamentar pe prima bandă a străzilor. Prin urmare, cei care au obligativitatea să verifice dacă șoferii au parcat regulamentar sau nu sunt reprezentanții poliției, care urmează să întreprindă măsuri în acest sens. Între timp, șoferii spun că dacă în capitală ar exista suficiente locuri de parcare, aceștia ar putea circula liber pe străzile orașului și nu ar mai fi nevoit să piardă mult timp în trafic. В разных местах, в разных районах города для того, чтобы могли спокойно парковаться. И тогда мы не увидим беспредела по парковкам со стороны водителей. Соответственно, много полос будет свободных. Сфикат мы мульти полиции на фикаре интерсекции се регулезе cât mai des traficul. Alții cred însă că ambuteiajele din Chișinău, cum au fost, așa și vor fi. Cât de efect ar face ceva, e mult transport. Orașul e mic, transportul e mult, din păcate. Iar pietonii susțin că problema traficului din capitală ar putea fi rezolvată dacă aceștia ar fi încurajați să circule mai mult cu transportul public, iar șoferii ar avea parte de suficiente locuri de parcare. Și dacă ați fi parcările cu plată, lumea s-a învățat să plătească și ați fi tot bugetul Chișinăului? Poate până în intrarea în centrul orașului să creeze niște parcări, dar nu ca aceasta. Ar fi bine ceva multietajat. De altfel, autoritățile capitalei își propun de mai mult timp să creeze parcări în oraș. Printre cele anunțate în lucru de reprezentanții primăriei capitalei, unele nu au fost duse la bun sfârșit, iar altele nici măcar începute, din motiv că ar fi nevoie de analize, studii și proiecte. Totuși, un exemplu de parcare publică ce se află în proces de lucru este cea de la intersecția străzilor Ismail și Ștefan cel Mare, care, potrivit conducerii primăriei, va fi gata până la sfârșitul lunii. Capacitatea acestei parcări de pe strada Ismail din sectorul centru al capitalei este pentru aproximativ 100 de automobile, deși lucrările de reparație nu au fost încă finalizate și nici marcajele aplicate. Totuși, astăzi aici putem vedea deja 10 de automobile parcate. În același timp, edilul capitalei Ion Ceban a declarat acum câteva zile, după o întrevedere cu reprezentanții Ministerului de Interne, în acest scop că în decurs de o lună speră ca soluțiile identificate să poată fi și aplicate, nu doar discutate. Am făcut în zona centru, deci toate studiile necesare deja le-am finalizat, inclusiv organizația circulației rutiere, delimitarea acestor zone. Avem licitațiile anunțate pentru, pe de o parte, deci marcarea parcărilor, pe de altă parte, construcția, reconstrucția în perimetru Albișoara, Ismail, Matievici. Între timp, cei de la Ministerul de Interne susțin că în cazurile parcărilor neregulamentare, implicarea poliției nu aduce roade. Și dacă într-o intersecție deblochezi traficul, imediat în altă intersecție se blochează. Deci atât timp cât nu sunt semafoare care sunt în stare să analizeze traficul existent la moment și nu pot să fie canalizate pe o anumită porțiune de timp, 20 de secunde, 30 de secunde, în dependență de greutatea acestui trafic, va fi foarte greu să rezolvăm problema unui oraș suprasaturat de automobile. Astfel, timp de o lună, o comisie formată din funcționarii Ministerului și ai Primăriei Capitalei va elabora un studiu în acest sens. Totodată, experții trebuie să identifice și soluții pentru parcările ilegale și alternative pentru fluidizarea traficului în orele de vârf. Însă, care este bugetul estimat și de unde vor veni banii?
banii nu a fost anunțat deocamdată. Potrivit datelor prezentate și de expertul Veaceslav Ioniță, în acest an, în Republica Moldova lunar sunt înregistrate câte 3.000 de automobile, adică cu 20% mai mult decât anul trecut sau media din ultimii 5 ani. Expertul mai susține că în ultimii 50 de ani, numărul de automobile în țară a crescut de 45 de ori. Agricultorul care a fost filmat cum descarcă tone de mere la marginea unui livez crede că cel care l-a filmat trebuie să prezinte scuze publice și asta pentru că nimic din cele spuse de autorul înregistrării nu corespunde adevărului. Totuși, Nicolae Corcimar susține că în agricultura de la noi sunt destule probleme, mai ales când este vorba de recolta de mere. De partea cealaltă, liderul Partidului Democrația Acasă, de pe pagina căruia au fost transmise live imaginile, susține că nu are pentru ce să vină cu scuze. De fapt, crede el, presa trebuie să verifice informațiile. Roada moldovenească cum o aruncă. N-are unde, da. Asta e guvernarea noastră. Imaginile care au devenit în scurt timp virale au fost postate acum 3 zile pe pagina de Facebook a Partidului Democrația Acasă. Omul din spatele telefonului insistă că fermierul nu are unde duce roada și o aruncă la marginea livezii. A, uitați, oameni buni, și roada are omul ăsta. N-are unde, da. Nu vor să o cumpere nimeni, statul nu se interesează și el le aruncă la gunoi. De fapt, proprietarul livezii, originar din raionul Dondușeni, se simte ofensat că s-a pomenit într-o situație care nu corespunde adevărului. Bărbatul a declarat pentru TV8 că a fost filmat fără voia lui, iar acțiunile sale au fost interpretate greșit și astfel lumea a fost indusă în eroare. Nicolae Corcimar ne zice că fructele au fost lăsate intenționat la marginea livezii pentru a putea fi mai ușor luate și transportate la o fabrică de suc, dar nu au fost nici de cum aruncate. Se vehiculează în prietă și pe toată loc, eu am aruncat la gunoi. Dar asta nu-i corect, eu nu aruncă cu noi. Dar tot cineva mă întrebe, de ce le-i zârmă de drinde? Pentru ce faci? Dar așa-ți spui, iaca, le zvârli, mă scuza, asta nu-i corect. Agricultorul mai susține că chiar de există probleme în agricultura moldovenească, în special legate de livezele de mere și roada acestora, asta nu înseamnă că activitatea lui poate fi comentată eronat. Proprietarul livezii mai crede că cel care a făcut aceste imagini ar trebui să vină cu scuze publice față de toți cei pe care i-a mințit. Ce pot să-i zic eu, Vasile Costu, că o postat? Eu v-am spus. Încearcă și spune că n-ai fac la lume. Dar bună lume noastră. Nu, m-a făcut Vasile Costiuc. Eu am spus o leacă durerea, vă spun părerea și vă spun și realitatea. Că omul când pune mâna pe un lucru, el să înțe știe cum să-l facă. Dacă nu l-ai văzut numai, dar n-ai pus mâna asta, cu totul altceva, faci așa aici. Acuzat că de pe pagina partidului său sunt distribuite informații neveridice, Vasile Costiuc este de altă părere. Acesta susține că nu este datoria lui să verifice informațiile care devin publice. De fapt, crede el, presa ar trebui să afle dacă informațiile prezentate sunt adevărate sau nu. Pentru asta este mass media care verifică, care controlează. Există o sesizare a opinii publice. Mesajul este ca ăștia din minister să nu doarmă, să caute și facem cu mierele. Gata. Mai departe, e mesaj, puteți să-l interpretați cum vreți. Dar mi se pare corect asta? Mie mi se pare incorrect tot ce se întâmplă în țara asta și în statul ăsta. Totul e incorrect. Atunci când au fost publicate, imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare și au scandalizat opinia publică. Cazul a fost comentat și de Ministerul Agriculturii. Responsabilii ne-au spus anterior că au luat legătura cu agricultorul și că el le-ar fi spus că merele sunt lăsate la marginea drumului pentru a putea fi încărcate mai ușor de mașinile mari, care nu pot intra în livadă ca să le încarce. Mai mult, el ar fi spus că nu știa că este filmat. Reconstrucție cu scandal în centrul capitalei. Proprietarul unei clădiri care este un monument istoric a început reabilitarea fațadei, dar fără să obțină acte permisive de la primărie și de la Ministerul Culturii, așa cum prevede legea. Abia după ce unul dintre consilieri a mers la fața locului pentru a anunța despre ilegalități, fiind agresat de unul dintre muncitori, conducerea primăriei a reacționat și a oprit șantierul. Un monument de arhitectură care se transformă în un frigider pavat cu penoplast.
După ce a depistat abateri, consilierul municipal independent Victor Bunescu a mers pe strada bulgară pentru a verifica dacă actele celor care fac lucrări acolo sunt în regulă. Odată ajuns acolo, alesul local care făcea un live pe Facebook a fost agresat de un muncitor. În consecință, ecranul telefonului a fost deteriorat. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Я тебе нормально говорю, иди сюда. Я имею право, здесь тротуар. Ты не имеешь права, когда я работаю вообще. Я имею право. Мне флампи Bulgaria 24. Am fost bruscat puțin de către unul dintre muncitori. Probabil el nu și-a dat seama ce face până la sfârșit. Eu am scris o plângere la poliție. Urmează poliția deja să examineze cazul până la sfârșit. Consilierul este îngrijorat de materialele care sunt folosite pentru reconstrucția clădirii istorice și asta pentru că normele interzic utilizarea materialelor de construcții ce nu sunt compatibile cu cele originale. Deși lucrările au început încă acum o lună, anterior nimeni nu a reacționat la solicitările consilierului. Polistirenul care este folosit la reconstrucția acestei clădiri nu este permis. Proprietarul, el a prezentat niște xeroxuri care nu au nicio ștampilă confirmativă. Dezvoltarea clădirilor în municipiul Chișinău trebuie să meargă, adică modernizarea este permisă, dar ele trebuie să fie făcute conform anumitor acte. La o zi după agresarea acestuia, primăria a reacționat. În această dimineață, pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban a scris că lucrările au fost topate. Acte permisive primăria Chișinău nu a eliberat. Va fi întocmit proces verbal pe faptul executării lucrărilor de construcție neautorizate. Se spune în acest mesaj, nu am reușit să obținem o reacție din partea proprietarului clădirii. Lucrările de reabilitare a monumentelor istorice se pot face doar cu permisiunea Ministerului Culturii și autorizațiilor eliberate de primărie. Potrivit Registrului Monumentelor de Importanță Națională și Municipală, clădirea de pe strada Bulgară 24 din Chișinău este un monument de arhitectură de însemnătate locală, introdusă în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultura Municipiului la inițiativa Academiei de Știință. După explozia de ieri a cazurilor noi de infectare cu COVID-19, unii experți susțin că autoritățile trebuie să adopte măsuri mai restrictive. Chiar și un posibil lockdown ar putea fi adus în discuții. În capitală, deși este cod roșu de alertă, unii oameni nu se grăbesc să respecte restricțiile în troleibuze, dar și în piața centrală am găsit călători fără măști de protecție. Situația devine dramatică și la centrul COVID de la Moldexpo, unde bolnavii sunt aduși fără pauze. Transportul public, locul unde te poți infecta cel mai ușor, în special în orele de vârf, când aglomerația este mare, iar oamenii stau lipiți unul de altul. De aceea, aceștia trebuie să poarte mască de protecție, iar troleibuzul să nu fie încărcat până la refuz. Ca să prevină acest lucru, autoritățile au dispus anterior ca în stațiile de așteptare să fie prezenți carabinierii. Astăzi, însă, la intersecția străzii Ismail și Bulevardul Ștefan cel Mare, în jurul orei 10, când filmam acest reportaj, nu am găsit niciun om al legii care să vegheze respectarea restricțiilor. Câteva așa mască? А я привитый. Ну да, желательно, конечно, одевать. Но я только одну остановку проехал, поэтому. Скажите, почему у вас не было маски в транспорте? În trolebuzele în care am urcat, am zărit persoane care nu purtau mască de protecție. Alții, chiar dacă o aveau la ei, o purtau greșit, sub barbă sau sub nas. Majoritatea însă o puneau corect doar atunci când vedeau echipa noastră de filmare. De ce nu purtați masca corect? O port. O taxatoare ne-a spus că nu mai face observație celor care ignoră regula. Și asta pentru că se pomenește deseori cu amenințări și injuri în adresa ei. Și pe oamenii legii vede rar printr-o lebuze. Îi faci observație, el îți spune, eu te aștept acolo la poarta parcului și bună ziua. Tot ies se întâmplă? Tot ies mi-a spus și a numit bărbații, dar și doamne m-a amenințat, așa că, adică, să răsplătească pe mine. Eu nu pot să le fac observații la nimeni. Totuși, sunt și din cei care respectă măsurile cu strictețe. Această femeie, de pildă, ne-a spus că, deși este vaccinată, nu a renunțat la purtarea măștii, fiindcă, spune ea, se simte mai protejată așa de coronavirus. Nizirea. Recomandую, да, значит, надо выполнять. Я делаю замечания, например. Говорю, вот что, вот, сажусь, без маски. Я говорю, а вы не слышали, объявляют, что маску нужно обязательно. Достает откуда-нибудь, одевает. Și la piața centrală oamenii se îmbulzeau pentru a face cumpărături. La intrare erau atenționați să pună masca și să păstreze distanța, dar după ce treceau de pază, uitau de regulă.
Trebuie să fie un motiv să și pe certificatul, dar arătat a intrat fără mască, nu e o problemă. Никто ничего не делает, то есть люди добрые. Я сидела 2 года вот закрытая практически для чего? Для того, чтобы какая-то гадость мне чихнула в лицо. Între timp, la centrul municipal de vaccinare nu mai sunt rândurile de altă dată. Responsabilii de aici ne-au spus că până la prânz 80 de persoane au venit să se imunizeze cu prima sau a doua doză de vaccin anticovid. Potrivit lor, de obicei, numărul persoanelor care vin aici ajunge la 150 pe zi. Eu cred că trebuie să trecem mai ușor peste toată această pandemie și să nu avem cazuri grave. Ați trecut ușor, nu este rând? Nu, chiar foarte ușor. Și mă mir de ce vizi lumea la autobuz când aici totul este foarte liber. Între timp, unii experți spun că numărul de cazuri noi va fi și mai mare, iar autoritățile ar trebui să adopte noi măsuri restrictive urgente. Experta în sănătate publică, Ala Tokarciuk, susține că autoritățile ar trebui să ia în calcul și un posibil lockdown. Conștient, închidem tot pentru 10 zile ca să rupem lanțurile de transmitere, să salvăm oamenii și nu supraîncătăm sistemul medical. În valurile precedente, până la 30% din pacienți ajungeau în spitale. Acum ajung doar 10%, ceea ce înseamnă că noi avem un număr destul de mare, între 80-90% de oameni care fac forme mai ușoare. La începutul lunii septembrie, Comisia Națională de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a instituit stare de alertă de cod roșu în capitală. Nerespectarea măsurilor de prevenire și combaterea pandemiei, precum și a măsurilor de protecție a sănătății publice, se pedepsește cu o amendă de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 35.000 de lei pentru persoanele juridice. Între timp, Ministerul Sănătății raportează un număr record de infectări cu virusul COVID și astăzi 1.153 de cazuri înregistrate timp de 24 de ore și 11 decese. Ieri au fost înregistrate cu 10 cazuri mai puțin și 12 decese. Din numărul total de cazuri, 15 sunt în rândul lucrătorilor medicali. Continuăm, ar fi cerut 800 de euro de la un tânăr pentru a-l scuti de armată. Un colonel din cadrul Ministerului Apărării a fost reținut de ofițerii CNA împreună cu Procurorii Anticorupție pentru luare de mită. Potrivit Centrului Anticorupție, suspectul a fost prins în flagrant în timp ce primea cea de-a doua tranșă de bani în sumă de 600 de euro. Într-un comunicat de presă, CNA scrie că responsabilul de la apărare, care este comandant al Centrului Militar Teritorial Edineț, profitând de funcția pe care o deține, i-ar fi promis tânărului în vârstă de 18 ani că îl poate elibera de serviciu militar în schimb la 800 de euro. Acesta ar fi insistat ca banii să fie transmiși în câteva tranșe, prima fiind de 200 de euro împreună cu tot pachetul de documente necesar. El a fost reținut în flagrant, iar pe acest caz a fost pornit un dosar penal pentru corupere pasivă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoare pe un termen de până la 7 ani sau o amendă usturătoare. Dezastru în Franța, unde a plouat în câteva ore cât în 2-3 luni și voile puternice de apă au transformat drumurile în adevărate râuri. Sute de oameni au fost evacuați din calea puhoailor, dar și din locuințele în care se adăposteau, iar mai multe clădiri s-au prăbușit parțial. Autoritățile locale au declarat că inundațiile au provocat pagube semnificative. Des automobilistes tout près d'être piégés dans leur voiture. Autostrăzi și linii de cale ferată au fost blocate ieri în urma furtunilor însoțite de ploi torențiale care s-au abătut asupra sudului Franței. Două persoane au fost date dispărute, iar o a treia a fost rănită ușor după ce ploile torențiale au lovit regiunea gardă din sudul Franței, au anunțat autoritățile locale citate de Reuters. Câteva clădiri s-au prăbușit parțial, iar mai multe persoane au fost rănite. A Aigviv, dans le Gard, impossible ou presque de circuler dans les rues du centre. On est inondé, on est à 15 à 20 cm partout. On est en train d'essayer de couper. Chez eux, tout le rez-de-chaussée est inondé. On s'engouffre en cascade dans les ruelles de ce village, aux portes de Nîmes. Très vite, les chaussées disparaissent, transformées en rivière. Tout le sud du Gard est touché par un violent orage. Circulation bloquée, les automobilistes sont pris au piège. Ici à Codognan, au nord-ouest de Montpellier, des trombes d'eau filmées par un riverain. Dans certaines communes de la vallée nîmoise, l'équivalent de 2 à 3 mois de précipitations.
Pe anumite porțiuni de autostradă, mașinile nu au putut înainta pentru că nivelul apei a trecut de un metru. Peste 20 de oameni au fost salvați din mașinile scufundate aproape complet în apă. A fost întreruptă și circulația trenurilor în această regiune. Autoritățile locale au declarat că 900 de pompieri și angajați ai Serviciului de Protecție Civilă au fost mobilizați pentru a participa la circa 500 de intervenții în regiune. Potrivit Meteo France, furtuna se atenuează treptat, însă mai multe departamente rămân sub avertizări de cod roșu și portocaliu de ploi și grindine. Inundațiile au loc după un sezon de vreme extremă care a înregistrat incendii devastatoare. Oamenii de știință spun că astfel de evenimente sunt așteptate, dar se întâmplă mai frecvent acum, deoarece planeta se încălzește din cauza schimbărilor climatice provocate de om. Imagini spectaculoase cum o găină a fost salvată din ghearele unui șoim de către animalele din fermă au fost surprinse de un fermier. Eroii filmării au devenit o capră și un cocoș care s-au avântat într-o operațiune de salvare ce au uimit internauții. Proprietarul fermei a povestit că a auzit țipete puternice de la animalele care erau afară. Când a ieșit, a văzut cum o pasăre domestică este atacată de un șoim, iar peste tot erau doar pene. A fost uimit să vadă că pasărea avea apărători, pentru că așa scene se întâmplă mai rar. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale, unde au devenit virale. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. După știri urmează business. Pentru o informare rapidă și obiectivă, intrați și pe site-ul tv.md. Iar dacă dețineți informații despre care credeți că se pot transforma în știri, lăsați-ne mesaje pe rețelele sociale. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!